Bună ziua tuturor, sunt Sorin Păunescu și astăzi vom vorbi despre o aplicație importantă a staticii fluidelor și anume vasele comunicante. Vasele comunicante sunt vase cu secțiuni și forme diferite conectate la bază printr-un tub cu dimensiuni neglijabile. O proprietate importantă a vaselor comunicante este aceea că înălțimea la care se ridică un lichid omogen în fiecare ramură este aceeași. Ținând cont de faptul că presiunea atmosferică la suprafața liberă a lichidului este aceeași și că presiunea hidrostatică la un anumit nivel este aceeași, se poate demonstra că înălțimea la care se ridică un lichid omogen în fiecare ramură a vaselor comunicante este aceeași. Vasele comunicante au numeroase aplicații practice. Indicatorul de nivel este alcătuit dintr-un tub transparent din plastic sau sticlă, care este conectat în partea inferioară a unui rezervor în care se găsește lichid. După ce se scoate o anumită cantitate de lichid din rezervor, cunoscând suprafața bazei rezervorului și măsurându-se nivelul lichidului din tub, se poate determina volumul lichidului rămas în rezervor. Turnul de apă este o construcție înaltă care folosește la alimentarea cu apă a clădirilor care au o înălțime mai mică decât cea a turnului. Cu ajutorul unor pompe, apa este ridicată în turnul de apă, de unde, printr-o rețea de conducte conectate la baza turnului, alimentează clădirile din oraș. Trasarea nivelului cu furtunul este o activitate întâlnită destul de des în construcții. Furtunul de nivel este un instrument foarte simplu și precis utilizat în trasarea liniilor de nivel. El este alcătuit dintr-un furtun de cauciuc în care se găsește apă, având câte un tub de sticlă sau plastic transparent la fiecare capăt. Unul dintre muncitori ține un tub de sticlă lângă reperul inițial, în timp ce al doilea muncitor se deplasează la punctul unde urmează a se trece nivelul respectiv. La locul respectiv, tubul este ridicat sau coborât, până ce muncitorul de la reperul fix semnalează că nivelul apei coincide cu reperul dat. În acest moment, potrivit principiului vaselor comunicante, apa se găsește în ambele tuburi la același nivel indicat de reperul fixat. Pe perete se trasează un semn în dreptul nivelului apei din tub, semn care constituie nivelul cerut. La sfârșitul acestui material, vă invit să răspundeți la următoarea întrebare. Care dintre rezervoarele 1, 2, 3 sau 4 se va umple primul? Justificați răspunsul.